La un moment dat a fost întrebat un consultant din ăsta de dating advice, cum să-mi găsesc perechea. Dom'le, cum fac eu ca să găsesc, să-mi găsesc bărbatul potrivit? Și ăsta zice, dar cum ai făcut până acum? Zice, până acum am așteptat. Deci nu e o strategie bună. Dar condiția numărul unu ca să poți să găsești partenerul potrivit este să fii fizic în locuri în care partenerul potrivit potențial există. Cu alte cuvinte, dacă tu îți dorești un CEO de companie, bărbat sau femeie, nu contează, nu te du la fiecare meci decât dacă știi că au făcut ăștia un club și se duc gașcă pe stadion. Ce vreau să spun cu asta? Proximitatea este condiția numărul unu pentru a realiza relație. Proximitatea. Ai nevoie să fii în preajma. Acum, o să spuneți, băi Andy, dar în lumea modernă nu se poate. Poți fi în proximitate pe Facebook cu persoana respectivă. Îi dau niște messenger, niște SMS-uri și așa mai departe. Luați decizia că pentru 5 persoane importante din viața noastră e absolut esențial să construim bucăți de timp pe care să le petrecem cu acele persoane. Ce vă spun acum poate să pară doar așa niște tips and tricks, dar ele sunt vârfurile de acțiune pe care merită să le luăm în calcul atunci când vine vorba să obținem maximum de rezultat. Se mai pot face multe alte lucruri. Da, sfatul meu este, dacă nu faceți asta, începeți cu asta. Nu de altă, dar le-am încercat celelalte. Și nu neapărat funcționează dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite.